Sunt o victimă pentru că am luat gaze lacrimogene. Timp de un sfert de oră nu am văzut absolut nimic. M-au ajutat cei de la Zmurd, ușor, ușor mi-am revenit. Dar trebuie să precizez faptul că toate aceste gaze lacrimogene au fost luate în jurul 18:30. Aici este întrebarea mea personală, de ce la acea oră s-au dat aceste gaze și s-a făcut acest abuz, exces de gaze. Ea este adevărat și trebuie să luăm și partea cealaltă și să vedem și partea cealaltă a lucrurilor, pentru că domnii de la jandarmerie, înainte de a face orice acțiune împotriva protestatarilor, au anunțat și au spus: mergeți în spate, dar numai femei, copii, mergeți în spate, pentru că aici avem de a face cu ceva cu care trebuie să ne răfim, să avem o anumită... Să, pur și simplu trebuie să răspundem cumva, pentru că nu se putea, în momentul în care dânșii erau agresați cu acele sticle la ora aceea de peturi de apă plată, înjurați și scuipați, să nu riposteze dânșii. Plus că se mișcau gardurile și se încerca o forțare. Acest lucru se întâmpla la 18:30 în Piața Victoriei, exact în centru. Sunt anumite aspecte pe care aș vrea să le clarificăm și să le lămurim din punct de vedere al acestor lucruri. Și anume, 1. În momentul în care domnii de la jandarmerie au făcut acest exces de gaze lacrimogene, o parte din mulțime pur și simplu s-a retras. Întrebarea mea este: oare de ce s-a făcut acest exces de gaze lacrimogene la 18:30, când încă nu au venit așa zi și intruși, huligani, cum se vehiculează în mass media, la ora 21, și s-a făcut această gazare abuzivă și excesivă la ora 18:30. Rămâne să aflăm acest adevăr și vreau să vă mai întreb în general pe toată lumea, personal, ceea ce eu am trăit, dacă aceste gaze au fost de două feluri. Cred că au fost de două feluri, pentru că le-am simțit pe pielea mea. Odată, din punct de vedere, la primul rând de gaze a fost cât de cât suportabil, iar cel de-al doilea, în care am fost luat pe targă și dus în ambulanță la Zmurd, aceste gaze au fost insuportabile și, după cum v-am spus mai devreme, nu am mai suportat. Timp de aproape 15 minute, eu nu am văzut absolut nimic, mă usurau ochii, mâinile și căile respiratorii au fost afectate. Ceea ce trebuie să mai punctăm este faptul că jandarmeria română a acționat în mai multe moduri, și anume, în momentul în care dânșii au fost pur și simplu, au ajuns în punctul de a recurge la asemenea gesturi și au fost instigați, dânșii au acționat, într-adevăr, într-un mod mai puțin obișnuit și normal de cum ar fi trebuit să acționeze, zic, după părerea mea. Taberele sunt împărțite, în ghilimele, în două. Protestatarii, cei care au protestat pașnic, au avut de suferit, pe lângă cei care au fost, într-adevăr, acei huligani intruși în aceste proteste. Încă o dată vă spun, sunt o parte care face, deci sunt victima acestor manifestări.